Bun găsit! Este vară și în afară de coronavirus mai suntem expuși și la altfel de infecții. Medicul infecționist Valeriu Gheorghiță ne spune astăzi cum ne protejăm de afecțiunile verii. Care sunt și cum ne tratăm, aflăm împreună în minutele care urmează. Tot acum aflăm și ponturi împotriva țânțarilor, dar și ce facem după o mușcătură de căpușă. Domnule doctor, care sunt infecțiile la care suntem predispuși acum pe timpul verii? Principalele infecții care apar pe perioada sezonului cald ar fi cele cu punct de plecare digestiv, și aici vorbim de gastroenterocolite, care știm se manifestă în general prin greață, vărsături și scaune diareice, uneori asociat cu dureri abdominale, colicative și febră. De asemenea, vorbim de posibilitatea toxi-infecțiilor alimentare, care au un alt mecanism de apariție a îmbolnăvirii și de producerea mecanismelor de boală. Vorbim de o serie de infecții la nivel cutanat, ca urmare a mușcăturilor diverselor insecte, vorbim de țânțari, vorbim de căpușe, vorbim de păianjen. De asemenea, sunt o serie de infecții în sfera ORL, pe care le putem dobândi de la piscină, otitele externe, exact, prin folosirea acelor bețișoare de ureche pentru curățarea conductului auditiv. Sunt o serie de alergii, de reacții alergice, care se pot manifesta de asemenea în perioada sezonului cald, fie ca urmare a contactului cu polenul, fie la pacienții care au un teren specific atopic. Și totuși, când vorbim de țânțari, de exemplu, pentru că e sezonul lor, când știm că ar trebui să mergem totuși la medic? În general, post înțepătură de țânțar pot să apară reacții locale. Adică ce ar trebui să ne sperie, ca să spun așa? Febra. Apariția febrei și leziuni cutanate care pot să fie extinse, pentru că sunt persoane care au un răspuns extrem de agresiv la aceste mușcături. Sunt acele persoane care dezvoltă reacții alergice importante, cu tumefiere, cu inflamații la nivelul locului de mușcătură. Sigur, în urma gratajului, în urma scărpinării la nivelul acelor mușcături de țânțar, există riscul de suprainfecție și atunci, în general, febra și agravarea fenomenelor inflamatorii locale reprezintă un semn de alarmă și atunci trebuie să ne prezentăm fie la medicul de familie, fie la spital. De asemenea, după înțepăturile de țânțar, există riscul de transmitere a infecției cu West Nile. Este un arbovirus care poate să dea meningite sau meningoencefalite, uneori cu evoluție extrem de agresivă, rezervorul de infecție fiind reprezentat de păsări, fie păsările sălbatice, și principala categorie de persoane la risc sunt cei care locuiesc în zonele cu o densitate mai mare a țânțarilor. Și cum ne protejăm de aceste situații până la urmă? Că așa, în general, tot stăm afară la terasă și nu ne dăm seama. Activitatea țânțarilor în majoritatea situațiilor se intensifică pe perioada nopții și atunci trebuie să fie să folosim acele plase de țânțari, să folosim acele dispozitive repelente pentru țânțari, iar pe perioada zilei când, sau chiar pe perioada serii, când ieșim la plimbare sau avem diverse activități în spații deschise, trebuie să folosim fie haine cu mânecă lungă, fie când este foarte cald afară și acest lucru produce disconfort, aplicarea unor soluții care sunt de asemenea repelente pentru țânțari. Și evitarea zonelor de asemenea unde e un risc mai mare de expunere, cum ar fi zonele mlăștinoase, zonele cu apă, la mare, verdeață, ceea ce e mai... E mai dificil un pic, mai ales dacă suntem în concediu la pe mare. Perioada verii. Da. Exact. Și dați-ne și niște ponturi, ce să facem după ce ne-a mușcat un țânțar, să nu ne umflăm sau să se nu suportăm mai ușor. Se pot aplica soluții locale cu efect de calmare a senzației de mâncărime, a pruritului. În anumite situații se pot utiliza medicamente antihistaminice pe care le luăm, pe care se pot administra pe cale orală.
În situațiile în care, v-am spus, se pot accentua aceste fenomene inflamatorii locale la locul de mușcătură, putem utiliza antiinflamatoare nesteroidiene de tipul ibuprofenului, iar în situațiile în care apare febra și starea generală a pacientului se înrăutățește, trebuie să apelăm la un examen medical, la medicul de familie sau medicul de specialitate. Și când vorbim de căpușe, ni le putem extrage și singuri acasă sau e nevoie să mergem la camera de gardă imediat cum vedem o problemă? În general, dacă nu ne descurcăm, este bine să apelăm totuși la ajutorul unei persoane calificate, în speță la medic. De ce? Pentru că e important să fie extrasă în întregime această căpușă, nu trebuie să intrăm în panică, însă datoria noastră este să nu amânăm acest moment. Asta urma să mă întreb, cât transmitere... timp putem sta cu acea căpușă astfel încât să nu fie vreo problemă? Teoretic se estimează că riscul de transmitere a infecției cu borelia, de pildă după mușcătura de căpușă, este minim dacă căpușa este extrasă în primele 20-36 de ore. Deci cu cât o extragem mai repede, cu atât riscul de transmitere scade considerabil. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu plăcere. Ne revedem și mâine. O zi liniștită să aveți.